Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un Silver Chest care are 140 de gold, 2 Hog Rider și 17 beți. Și mai avem aici un reward de 10 cărți rare și avem 10 Fireball. Ok, în curând o să luăm și reward-ul acesta de 300 de gold. Dar până atunci hai să donăm în clan. Și haideți să continuăm cu meciurile din challenge. Să vedem dacă reușim să mai obținem câteva victorii. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați pe butonul de like. Să începem cu Lumberjack-ul din spate. Și cred că vom trimite minionii, nu știu ce să zic, hai să punem mini P.E.K.K.A mai bine. Undeva mai în spate. O să pun minionii aici. Scăpăm de Valkyra. Ar trebui să scăpăm și de acest Giant. Dar ne scoate Wizard-ul mini P.E.K.K.A-ul. Hai să punem Valkyra. Da, și stăm destul de bine momentan. N-am prins turnul, din păcate. Hai să așteptăm. Spunem Tesla aici pentru Furnace. Să ne apere. S-am tras un pic în dreapta. Da, nu-i problemă oricum. Se descurcă acolo să scoată Fire Spiritele. Trimitem și mini P.E.K.K.A, dar mai bine aș trimitem partea stângă, să evităm totuși acel Furnace. O să pun și Lumberjack-ul aici. Hai să trimitem și Minions. Și ar trebui să avem un push destul de bun. Bun, dăm acolo un Freeze. Și vine destul de amenințător acest Giant. Hai să punem Valkyra. O să ne dea câteva hituri pe turn. Da, și ne duce sub 1500 turnul. Dar important e că noi suntem în avantaj. Ok. Da, avem ceva mai mult de meci dat pe turnul din stânga. Ar fi bine dacă am putea să dăm un... perfect. Bun, trimitem un mini P.E.K.K.A pe partea dreaptă. Și o să trimitem Lumberjack-ul cu Minion Horde-ul pe stânga. O să dau și un Prieros aici. Da, și ce bine l-am pus. Ce bine l-am pus Prieros-ul acolo. I-am dat destul de mult damage pe turn. Acum nu știu aici cum o să facem cu Giant-ul, da, l-am atras. L-am atras departe de turnul care era lovit mai rău. Trimitem din nou Lumberjack-ul, hai să punem și un mini pack aici. Dăm un nou Fireball. Punem din nou Tesla. Punem Valkyra aici, o să pun Minions pentru Giant. Și acum nu sunt sigur dacă reușim cu un Fireball plus Eros. Hai să dăm Eros pe Skeleton, da, și îi luăm turnul. Obținem victoria. Excelent, bun. Ne luăm deja următorul reward, care este un Elixir Golem, pe care deja l-avem la nivel maxim. Hai să trecem la următorul meci. Să vedem cum ne descurcăm aici. Avem mini P.E.K.K.A pe care deja îl trimitem pe partea dreaptă. O să trimitem și Lumberjack plus Minions. Ok. Dăm aici un Eros. Dar din păcate nu reușim să dăm un hit cu mini P.E.K.K.A sau cu Lumber-ul. Ok, trebuie să scăpăm aici de trupele astea. Special de muschetiră.
Holy fuck, și ne-au dat o grămadă de damage. O grămadă de damage, trebuie să fim un pic mai atenți. Pentru că altfel vom pierde turnul și e destul de greu, se dă mai greu damage-ul pe nivel de turnament, pe nivel nou, pentru că nu știu, toate dau mai puțin și spellurile și trupele. Un Tesla aici. Hai, baby dragon. S-a dus pe turn. S-a dus pe turn, din păcate. Și o să ne rup acolo. Da, ne-au dat destul de mult damage. Destul de mult. Nu știu cum. Cum o să întoarcem acest rezultat. Va fi destul de greu. Să punem trupe din spate. Să punem Valkyra din spate, să punem Mini Pekka. Să intrăm cât de curând în Double Elixir. Ok, am pus Mini Pekka. Să punem și Lumberjack-ul. Puțin noroc, puteam să prindem și acest Baby Dragon. Okay, atragem acolo Dark Prince-ul. Și va pune gărzile. N-a pus gărzile. A pus Prince-ul, care e destul de periculos. Cred că va ajunge pe turn. Da. Și pierdem acest match. Nu prea cred că vom mai putea face, mai putem schimba ceva. Hai totuși să mai încercăm un ultim push. Da, well play. Ne-a bătut pe bună dreptate. De ce să nu recunoaștem? Ok. Da, mai stăm într-o singură viață. Băi, și urmau reward-uri destul de bune. Aveam 10 golem, 1000 de gol și un epic chest. Ăla era marele reward. Într-adevăr, ar fi adus o grămadă de gold, pentru că avem destul de multe epice la max. Hai să începem cu Lumberjack-ul. Trimitem și Mini Pekka-ul. Da, și ajung înainte pe turn. Ok, și dăm destul de bine și în acel golem. N-ar trebui să mai fie mare problemă aici, deși depinde cum targetează turnurile. Am pus cam prost. Nu, e ok. Minus, bun. Holy, scăpăm destul de bine, mai bine decât mă așteptam din acest atac. Am pus Giant-ul, dar n-are altceva să tragă în Mini Pekka. Și cred că o să scăpăm fără damage. Un singur hit. Ok. Hai să vedem dacă reușim noi ceva. O să pună Betsy. Mă aștept să pună Betsy, da, i-a pus. Scoatem cu Eros și probabil vom scoate turnul cu Valkyra. Da, și scoatem și din Skeletoni. Și-a aruncat acolo degeaba cei 3 elixir cât a plătit pe Skeleton Army. Și trebuie doar să ținem de acest avantaj. Nu e foarte greu. N-are un deck prea agresiv. Putem rezista un minut fără... Da, uite așa cum a pus poison-ul pe lângă turn, adică putea să joace mult mai bine. Ok, pune Mini Pekka. Aia probabil a renunțat deja la... nu, n-a renunțat. Dăm aici un Eros. Punem Tesla. Iar a pus
Goblin Gang-ul pe Valkyra. What the fuck, de ce ai face asta? Punem freeze-ul aici, mai mult să scăpăm de acei... de acei scheletoni. Se duce mini pack acolo și dă două hituri sau unul singur. Nu sunt... n-am văzut exact. Ok, și... ne apropiem de victorie. Greu de crezut că mai poate schimba ceva. Da, greu de crezut și că putem să-i dăm noi 3 crown. Destul de aproape. Destul de aproape am fost. Mai avem nevoie de 2-3 secunde și... și am fi luat și al treilea turn. Ok, bun. Luăm și golemul. 1000 de gold. Și stăm destul de bine până acum. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!